An de an, rata scăzută a natalității afectează tot mai mult sistemul de educație din Republica Moldova. Un alt factor este migrația familiilor tinere care aleg să-și construiască un viitor în străinătate. La gimnaziul din satul Malinovskoe, raionul Rășcani, tradițional clopoțelul ar fi trebuit să răsune pentru elevii din clasa 1, dar băncile clasei au rămas pustii. La gimnaziul din satul Malinovskoi își fac studiile 70 de copii, iar la începutul acestui an de studiu niciun elev nu a fost înscris în clasa 1. Situație similară a avut loc acum 8 ani. În acest an nu avem copii în clasa 1. Este o problemă pentru întreaga țară, nu doar pentru satul nostru. Majoritatea școlilor din sată se confrunte cu această problemă. Oamenii pleacă împreună cu copiii, iar natalitatea este mică. Noi nu avem nici clasa 8, -a, iar cea mai mică clasă este clasa 4, -a, în care își fac studiile 7 elevi. Am analizat recent problema legată de înscrierea elevilor în clasa 1. Am rămas uimiți de faptul că și în alte șapte sate din regiune nu au fost elevi și nu s-au format clase. În acest an, în satul Malinovscoe s-au născut doar șapte copii și au decedat 25 de persoane. Anul trecut s-a întemeiat cinci familii, dar anul acesta numai una. Natalitatea? An de an, din păcate, este în descreștere. S-a născut anul trecut numai nou copii. În acest an de studiu, în instituțiile din Republica Moldova, în clasa 1 s-au înscris 36.658 de copii, cu 2.500 de elevi mai puțin față de anul trecut.